Salutare tuturor, bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Sunt alături de Denis Ceaușu, suntem la cântarul oficial al Gale Colosseum Tournament, care va avea loc mâine în direct la DigiSport. Cum te simți și cum se spune, Denis? Primul adversar este Cântarul, ai trecut de el? Sper, o să trec cu siguranță, nu fac nicio problemă. Mă simt foarte bine, mă simt fericit pentru că mâine pot să lupt. Mă simt extrem de bine și fizic și psihic. Astăzi vei avea primul contact cu adversarul, vei da mâna cu el, îi vei lua pulsul, cum se spune. Ce părere ai? O să fie o nouă experiență, o să fie ceva frumos și abia aștept să se întâmple asta. În ziua cântarului m-am trezit, m-am simțit foarte bine. Am fost să fac testul COVID care a ieșit negativ. După aceea am fost la cântar, primul contact cu adversarul. M-am simțit foarte bine, l-am simțit și pe el relaxat. A fost foarte, foarte frumos sentimentul să mă întâlnesc cu adversarul meu înaintea meciului. Am făcut poze, am făcut cunoștință, primul contact cu el. Vreau să zic că am simțit că îl domin. Am simțit că voi câștiga acel meci. Mă simțeam foarte încrezător deoarece eram pregătit foarte bine fizic. Te-ai cântărit? Da, totul a mers bine. Ai avut primul contact cu adversarul, cum ți s-a părut? A fost frumos, a fost foarte frumos. Cum l-ai simțit? Puternic? Am simțit că o să fie un meci puternic. Da. Nu pot să spun cum l-am simțit pe el, pentru că vom vedea mâine cât de puternic este el și cât de puternic voi fi eu. Da. Dar a fost frumos, a fost o experiență nouă, o experiență frumoasă. Deci îți place să înțeleg. Sunt foarte fericit. Da. Foarte bine, ți-ai făcut cu brio categoria, felicitări, mâine va fi meciul, urmează acum să vedem la vestiar imagine cu bandaje, cu tot ce trebuie. Mulțumesc, acolo da. Și dăm drumul la bătaie. Abia așteptăm. Salutare, Denis, uite, am ajuns la locația unde se ține gala, avem ringul în spate, cum te simți acum? Mai stres, sunt puțin emoționat, entuziasmat, da, mă simt bine. Asta e bine, nu știu cât de bine o să ne auzim, că avem și muzică asta pe fundal. Dar vreau să trag acum la cald așa cu tine, înainte de a-ți face bandajele, de a începe încălzirea, da? Da. În ziua meciului m-am simțit foarte bine pentru că am făcut încărcarea. După o slăbire la care am tras foarte mult, am simțit nevoia să fac această încărcare, m-a bucurat mult. Eram foarte nerăbdător să ajung la locul unde se va ține gala. Am ajuns acolo, s-a întâmplat un lucru foarte demoralizant pentru mine, era să se anuleze gala, a venit poliția, ne-a dat afară din sală, ne-am încălzit în parcare, au fost niște momente frumoase de neuitat, pot să spun, dar cu toate astea, gala s-a ținut până la urmă, ne-a anunțat cu 10 minute înainte de intrarea live. Deci, suntem în mașină, pot să-mi dau și masca jos. Poliția este aici, nu avem voie înăuntru, toată lumea, ne vom încălzi afară. Cu un sfert de oră, 10 minute maxim înaintea luptei vom fi la vestiar, ne punem mănușile, ne pregătim să intrăm în ring. Toată lumea de aici au teste făcute COVID și bineînțeles au ieșit negativ toți la testul COVID. Evenimentul este organizat legal, toți sportivii sunt sportivi profesioniști și sunt legitimați la Federația Română de Kempo. Totul este legal, nu înțeleg de ce a venit poliția aici, probabil au fost trimiși de către cineva să vii să strici un eveniment sportiv de așa învergură care este live pe DigiSport, pe Fightbox în 4 continente și peste 40 de țări, mi se pare ușor stupid, deci nimeni nu vrea să-și riște pielea sau sănătatea să nu-și facă un test COVID, suntem obligați să facem treaba asta până la urmă.
dar mergem înainte, bine că se ține, e o altfel de experiență pentru că facem încălzirea afară. Neașteptată chiar. Neașteptată, deși stăteam cu emoții, credeam că nu se va mai ține evenimentul, bine că se ține, ne pregătim, ne încălzim și dăm bătaie. Hai, Denis, la cameră. Deci eu n-am fost niciodată la un masaj și, și am acum... Și bagi acum, stai așa. Dar ce credeți? Nu mă masează oricine. Am un buiachel în portbagaj. Am mai făcut și eu asta o dată. Și? La un per. Deci nu era niciun lucru acest. Oh my god, pelut ăi. Adică te vede cum se încălzește. Așa, nu ai nici mai să iei cum am arat. Te-a luat emoțiile. Am luat, bă, hai că te bun. Ia să care ajut. Ah! Ne pregătim să intrăm la încălzire, deși am început o parte aici, ți-ai luat niște palme la încălzire la Da, picioare, din dragoste, exact. Nu mai vreau să simt dragostea asta. Așa să te încălzesc bine. Și ne pregătim să intrăm la vestiar, să începem o parte din încălzire și acolo, după care să intrăm în ring, în match. E un mult succes, domnul Denis. Mulțumesc. Emoții acum au crescut puțin așa? Sunt emoții, dar simt că pot să le depășesc și sunt emoții pozitive, să spun așa. Constructive, exact. Foarte da. Bine, mă bucur să aud asta. Ne pregătim de intrare. Deja intră adversarul tău acum în ring. Pregătit? Ne-am mai încălzit puțin aici. Pregătim astfel. N-am apucat să mai pun camera să filmez pentru că nu putem să le facem singuri pe toate, să și filmez, să fac tot. Așteaptă! Mergi ușor, da, nu te grăbești. Eu te aștept în colț. Când am auzit că mă strigă și când am și melodia pe care am intrat, atunci mi s-a tăiat film. Mă simțeam foarte încrezător înainte de a auzi acea melodie, de a-mi auzi numele, dar când am fost strigat pe scenă, când am urcat, am făcut primul pas pe scenă, mi s-a tăiat filmul, am început să fiu crispat, n-am vrut să arăt asta, poate nu am arătat, dar am fost foarte, foarte încordat, m-am panicat, nu eram obișnuit, mai ales când veneau cu camerele spre mine și cu luminile acelea, mi se terminase, intrasem într-o bulă, în care nu mai vedeam, nu mai auzeam pe nimeni, nu realizam unde sunt și după ce a început meciul tot încercam să ies din bula aia, din lumea mea și să mă activez, să încep să fiu sportiv. În schimb, n-am reușit, am încercat foarte mult, maestrul meu striga de pe margine ce să fac, eu nu-l auzeam. Prima repriză am simțit că sunt foarte încordat, am simțit că nu sunt în apele mele. Cu toate acestea am dat drum la niște lovituri foarte puternice, l-am simțit foarte bun și pe el, foarte puternic, dar cu toate astea mă simțeam eu mai puternic decât el. Fiind foarte crispat, foarte încordat, aruncam loviturile, intrasem într-o situație de supraviețuire. Nu mai realizam că sunt într-un meci, nu am ascultat colțul deloc, nu am făcut absolut nimic din ce am făcut la pregătire. Nu eram eu, n-am fost eu. M-am simțit foarte încordat. În a doua repriză am avut din ce în ce mai multe emoții care m-au controlat ele pe mine. Nu am reușit să le controlez eu pe ele. În continuare am devenit și mai crispat și mai încordat și nu gestionam cum trebuie lucrurile. Mă gândeam că după primul contact cu adversarul o să-mi revin, dar din contră am continuat să mă aprofundez în emoțiile pe care le aveam când am urcat pe scenă. Aveam și probleme cu proteza, am primit o lovitură puternică, mi s-a înfundat nasul de sânge și oarecum eram nevoit să respir pe gură. Aveam o proteză foarte strânsă pe dantura mea și la fiecare lovitură primită, o lovitură mai zdravănă, îmi sărea proteza. N-a fost o intenție de a arunca din gură, a fost din cauza că țineam gura deschisă, cum am spus, nu-mi permitea să respir pe nas și de aceea
țineam puțin gura deschisă. Am ajuns în repriza a treia, unde oboseala și-a spus cuvântul, din cauza că eram foarte, foarte încordat, am obosit și foarte repede, vrând să lovesc foarte puternic. Din cauza că proteza mea a căzut de nenumărate ori, nu că am vrut eu, ci pentru că nu am putut să respir, ținând gura puțin deschisă, îmi cădea proteza la anumite lovituri puternice. Arbitru a observat asta și m-a numărat de două ori, de aceea am fost numărat. Până la urmă s-a terminat și repriza a treia, meciul s-a încheiat, fără dubii a ieșit el învingător. Am terminat totul, mi-am strâns lucrurile. Ia zi, Denis, acum la cald, abia te-ai dat jos de ring, cum a fost? Intens, foarte intens, nu așteptam să mă pierd atât de mult. Emoțiile și-au spus cuvântul, așa că nu mai e nimic de zis. Felicitări adversarului, a câștigat. Și experiența, așa a spus cuvântul, are mult mai multe meciuri corect, ca tine corect. Și contează să aibă un parcurs la amator. După terminarea meciului mi-am deschis telefonul, am primit foarte multe mesaje de la prieteni și de la familie. În acest timp prietena mea era deja acolo fără a ști acest lucru. Eram foarte demoralizat, foarte pierdut. Am avut o discuție cu antrenorul meu pentru că eu oarecum voiam să renunț, pentru că m-am simțit foarte rușinat de tot momentul, de tot meciul. Pentru că am fost controlat de emoții și n-am putut să le controlez eu. Și fiind controlat de aceste emoții, n-am putut să fiu nici măcar 10% cel care sunt în sală, cel care am fost în pregătirea pentru acest meci. Și am fost foarte demoralizat. Având o discuție cu maestrul meu, unde m-a motivat foarte mult să merg mai departe, pentru că am șanse și am potențial, m-a încurajat mult acest lucru și am decis să merg înainte, să merg pe acest drum și să ajung acolo unde mi-am propus. Pentru că îmi doresc foarte mult acest lucru și prin muncă și ambiție, sigur voi ajunge acolo.